Aflată pe locul 10 în clasament, CSM Dunăra Giurgiu are nevoie în acest final de tur de o victorie pentru a depăși ultimele locuri. Etapa nouă a adus însă giurgiuvencelor o altă înfrângere, chiar dacă după un meci mai echilibrat. Dunăra Giurgiu a întâlnit CS Universitatea Știința București, echipa aflată în prima parte a clasamentului. După o repriză în care scorul a fost strâns încheiată cu 13-15, giurgiuvencelor au pierdut startul reprizei a doua. Jucătoarele de la Știința au contraatacat în mod repetat și s-au detașat spre final, învingând cu 29-22. Am jucat bine prima repriză, o spune și scorul de la pauză, 15-13, am și condus. În a doua repriză, fetele de la București au fost mult mai motivate. Noi am intrat, ca de obicei, într-o pană de idei, iar scorul s-a terminat 29-22 pentru echipa adversă. Țin să remarc pe Georgescu Ioana Alexandra, care a dat 11 goluri, și pe celelalte fete, pentru că la acest meci s-a văzut dăruire și că încep să respecte indicațiile tehnico-tactice. În etapa viitoare, sâmbătă 23 noiembrie, giurgiuvencele vor juca acasă cu CS Handbal Municipal Buzău. Este penultima etapă a turului handbalistic feminin, ultimul meci fiind cu Universitatea Târgoviște. Sâmbăta viitoare avem un meci foarte dificil cu HCM Buzău. Este echipa care este pe locul 2, o echipă care a jucat și în Liga Națională. Este o echipă care și ea, la rândul ei, dorește să promoveze în divizia. Au jucătoare experimentate care au jucat în Liga Națională. Sperăm să facem un joc frumos pentru publicul spectator care deja au început să ajungă la sală. Îi rugăm să aibă răbdare cu noi, pentru că echipa aceasta este o echipă tânără. Anul acesta avem ca obiectiv să nu retrogradăm, adică să nu ajungem pe locul 11 și 12. Eu le promit că vom face tot ce este posibil și nu vom retrograda. Înaintea etapei a 10-a, CSM Dunăra Giurgiu rămâne pe locul 10 în clasament cu o victorie și un egal.